Stimați telespectatori, bine v-am regăsit la emisiunea Până la marginile Pământului. O emisiune despre misiune. În primul rând despre misiunea lui Dumnezeu, care și-a trimis Fiul în lume ca să moară și să răscumpere pe cei pierduți. Dar este o emisiune și despre slujirea misionarilor români, care au decis să părăsească țara noastră și să ducă vestea bună în teritorii unde cuvântul lui Dumnezeu încă nu este vestit. Misiunea externă nu are de a face doar cu trimiterea și susținerea misionarilor. Misiunea externă are de a face și cu mobilizarea bisericilor pentru misiune, cu recrutarea și echiparea misionarilor, cu promovarea misiunii. Un instrument deosebit în mobilizarea bisericilor este conferința de misiune, conferința Romiscon, pe care Agenția Pentecostală de Misiune Externă organizează în fiecare an. În această emisiune și în viitoarele emisiuni vom urmări împreună invitații noștri, români și străini, care au vorbit despre misiune în cadrul acestei conferințe Romiscon 18. Primul vorbitor este Greg Mandis, el este directorul executiv al organizației Assemblies of God, organizație care trimite și susține mai mult de 2700 de misionari în peste 250 de țări. Greg Mandis a fost și director regional, așa că el cunoaște foarte bine Europa, pentru că tema conferinței Romiscon 18 este rolul bisericii în context european. Să-l urmărim pe Greg Mandis vorbind despre responsabilitățile sfinților față de străini și marginalizați. El a pornit în acest mesaj de la Evanghelia după Matei, capitolul 2, acolo unde poate că nu v-ați gândit, îl regăsim pe însuși Domnul Iisus Hristos în prima perioadă a vieții sale ca migrant. A plecat din Țara Sfântă pentru o vreme în Egipt și apoi de acolo a revenit. În Europa astăzi sunt foarte mulți migranți, foarte mulți oameni care caută un loc și Biserica lui Hristos, copiii lui Dumnezeu, ar trebui să fie sensibil la nevoile lor. Greg Mandis încearcă prin acest mesaj să sensibilizeze Biserica lui Hristos față de aceste nevoi mari, uriașe care sunt în Europa. Să urmărim acest mesaj. I would like to share with you this evening. Vreau în această seară să împărtășesc cu dumneavoastră. On a topic I have called finding refuge as a refugee. Dintr-un subiect pe care eu l-am intitulat cum să găsești refugiul din postura de refugiat. And my passage would be in Matthew chapter 2 verses 13 through 15. Pasajul meu se găsește în Evanghelia după Matei în capitolul 2 de la versetele 13 la 15. You may think this is an odd passage for a mission. Poate că acest pasaj vi s-ar părea nepotrivit pentru o conferință de misiune. And it is. Și într-adevăr, e nepotrivit. But allow me to share my thoughts with you. Dar dați-mi voie să vă împărtășesc totuși gândurile din pasajul acesta. The scripture reads, after they had gone, an angel of the Lord appeared to Joseph in a dream and said, "Get up and take the child and his mother and flee to Egypt and stay there until I tell you. For Herod is going to look for the child to kill him." Then he got up, took the child and his mother during the night, and went to Egypt. He stayed there until Herod had died. In that way, which was spoken by the Lord through the prophet, was fulfilled. I called my son out of Egypt. Matei, capitolul 2, de la versetul 13 la 15. După ce au plecat magii, un înger al Domnului se arătă în vis lui Iosif și îi zice, "Scoală-te, ia pruncul și pe mama lui, fugi în Egipt și rămâi acolo până îți voi spune eu, căci Irod are să caute pruncul ca să-l omoare." Iosif s-a sculat, a luat pruncul și pe mama lui noaptea și a plecat în Egipt. Acolo a rămas până la moartea lui Irod ca să se împlinească ce fusese vestit de Domnul prin prorocul care zice, "Am chemat pe fiul meu din Egipt." Would you pray with me? Am să vă rog să vă plecați capul la rugăciune. Lord, I pray that this word would find resonance in our heart. Doamne, mă rog ca acest cuvânt să-și găsească lăcaș în inima noastră. That you would speak through my brother and myself. Să vorbești prin fratele și prin mine însumi. So that our lives would be changed for your glory and honor. Ca viața noastră să fie schimbată pentru gloria și pentru slava ta. Help us to communicate what you've laid on our heart. Doamne, ajută-ne să împărtășim ceea ce ai pus pe inima mea. I ask you for this in the name of Jesus. Cerem toate acestea în numele Domnului Isus. Amen. Amin.
The newspaper headlines have been dominated by a theme over this past year. În ultimul an, ziarele, știrile au fost acaparate de o temă importantă. It's the story of the refugees coming to Europe. Este vestea refugiaților care au năvălit în Europa. And the many problems associated with that. Și de acolo, desigur, decurg foarte multe probleme. There's the compassionate humanitarian look at the refugee. Pe de o parte, există o preocupare plină de milă, un aspect umanitar în îngrijirea refugiaților. And there are the political and sociological implications of having numbers of people in your country that need help. Pe de altă parte, există implicații politice și sociologice atunci când un număr mare de oameni se deplasează ca să vină în aceste țări. So it's a complicated issue. Aceasta face ca povestea întreagă să fie foarte complicată. But what is a refugee? Dar ce este un refugiat? The United Nations Council on Human Refugees has said this. Consiliul Națiunilor Unite pentru Refugiați a spus în felul următor. It is someone who, owing to a well-founded fear of being persecuted for reasons of race. Refugiatul este o persoană care, având o teamă bine fondată de a fi persecutat din cauza rasei, a religiei, nationality, membership of a particular social group or a political opinion. A naționalității sau apartenenței sale la un anumit grup social sau politic. They are outside the country of their nationality. O astfel de persoană care se află în afara granițelor țării ei. And they are unable because of this fear or unwilling to stay in that country of their residence. Și nu poate din cauza unei astfel de frici și n-are cum să rămână în țara respectivă. That's the official definition of a refugee. Aceasta este definiția oficială folosită de Națiunile Unite. In addition to this, ca să adăugăm ceva la această informație, there are what we call internally displaced people. Mai există și persoanele care sunt dislocate în interiorul aceleiași țări. These are people are defined as people who have been forced to flee their homes. Acestea sunt persoanele care au fost forțate să se refugieze, să plece de la locuința lor, but not their country. Dar nu au părăsit teritoriul țării. Internally displaced people and refugees are uprooted by similar causes. Persoanele acestea strămutate, dislocate în interiorul aceleași țări, au fost dezrădăcinate din locuința lor din diverse motive. Again, religious or sociological causes. Din nou, motivele pentru care au trebuit să fugă war, au fost politice, religioase, război, persecuție, violations of human rights. Violarea drepturilor umane. Now, are you ready for this? Însă fiți atenți la ce urmează să spun. It is estimated that there are 60 million refugees or internally displaced people in the world right now. Se estimează că acum când vă vorbesc, în lume există peste 60 de milioane de oameni în postura de refugiați sau de oameni care au fost strămutați din locuința lor în altă regiune a țărilor. To help us understand that figure. Și ca să vă ajut să pricepeți ce înseamnă cifra aceasta. We're talking about a country the size of South Africa. Aș vrea să vă gândiți la o țară de dimensiunea Africii de Sud. Or South Korea. Sau a Coreei de Sud. To help us understand it every more. Sau ca să înțelegeți și mai bine imaginea. One out of every 122 people on the planet Earth are a refugee. La fiecare 125 de oameni de pe planeta noastră, unul dintre ei este un refugiat. So, let's look at that just a little bit closer. Ca să aduc imaginea și mai aproape de noi. Every day. În fiecare zi. 7 days a week. Din cele 7 zile ale săptămânii, 30 days a month, în cele 30 de zile ale lunii, 365 days a year, în cele 365 de zile ale anului, 42,500 people are uprooted from their home. Alți 42,000 de oameni și 500 sunt dezrădăcinați de la locuința lor zilnic. That's one person every 2 seconds. Adică un om este alungat din casa lui la fiecare 2 secunde. How can our heart not be moved by that? Cum am putea să rămânem cu inima împietrită la informațiile acestea? The forecast is from the political realm, hopefully it will get better. Previziunile pe care le lansează lumea politică sunt că situația este pe cale de a se îmbunătăți. But if you look at the world, dar dacă te uiți la lumea noastră,
At countries like Yemen, la țări precum Yemenul, Libia, Eritrea, Central African Republic, Republica Centrafricană, Democratic Republic of Congo, Republica Democrată Congo, Pakistan, Iraq, Afghanistan. Pakistan, Irak, Afganistan. And you see the turmoil that is in our world. Și te uiți la fierberea care este în acele națiuni. And the great numbers of populations in these places. Și la numărul mare de popoare care sunt cuprinse în aceste țări. And you see the battle that is going on. Când vezi bătăliile care au loc în interiorul acestor țări. You can't help but be a little bit pessimistic to say that the world and the refugee situation will not get better quickly. N-ai cum să nu fii și pesimist și să spui cum s-ar putea ca lucrurile să se îmbunătățească pe termen scurt. In Europe there are about 500 million people. În Europa trăiesc în jur de 500 de milioane de oameni. In 2015, 1 million people came in as refugees. Și în anul 2015, 1 milion de oameni s-au adăugat populației din Europa în calitate de refugiați. 50% of them were from Syria. 50% din acest milion veneau direct din Siria. 20% were from Afghanistan. 20% veneau din Afganistan. And 7% were Iraqis. Și 7% erau irachieni. So 500 million people, 1 million refugees. Deci vorbim de 500 de milioane de locuitori și 1 milion de refugiați care au venit peste noapte. But think of this just for a moment. Și pentru o clipă mai gândiți-vă la ceva. In the country of Turkey, într-o țară precum Turcia, Lebanon, Liban, and Jordan, și Iordania, with a population of approximately, let's see, say 83-84 million people. O populație care se ridică undeva la 83-84 de milioane de locuitori. They have 5 million refugees. În această regiune doar sunt 5 milioane de refugiați acum. Can you imagine the state of their economies? Vă puteți imagina în ce stare se află economia lor acum? And the challenge that they have. Provocările cu care ei se confruntă. So we've described refugee. Deci încercăm să descriem ce înseamnă un refugiat. And internally displaced people. Și oamenii care sunt separați, care sunt luați de la locuința lor, dislocați. But how can we define refuge? Dar cum am putea să definim acum refugiul? It is a shelter or protection from danger or distress. Refugiul este un adăpost, un loc de protecție față de tensiunea, de presiunea la care persoana a fost supusă înainte. A place that provides shelter. Este un loc în care persoana este adăpostită. Or something to which one has recourse in difficulty. Sau un loc în care cineva își poate găsi liniștea pentru o perioadă dintr-o perioadă dificilă. Now, we're believers gathered here this evening. Noi, cei care suntem aici în această seară, cu toții suntem credincioși. And we realize that scripture makes reference to refugees. Și suntem conștienți de faptul că Biblia face deseori referire la statutul de refugiat. Let me share just a few examples for you. Vreau să vă împărtășesc câteva din aceste exemple. There is the example of Abraham who had to flee to Egypt. Avem cazul lui Avram care a trebuit să plece, să fugă din Egipt. In Genesis chapter 12. Ni se spune despre aceasta în Geneza 12. There is the example of Elimelech and Naomi and their two sons who fled to Moab. Avem exemplul Elimelech și al lui Naomi care au fugit, au plecat împreună cu cei doi fii ai lor în Moab. In Ruth chapter 1. În Rut, în capitolul 1. Both of them were seeking a refuge. Amândoi erau în căutarea unui loc de refugiu. We can look at the New Testament and see where Christians fled from persecution within the Roman Empire. Putem să ne uităm în Noul Testament unde deseori creștinii au trebuit să fugă din calea persecuției pe care a stârnit-o Imperiul Roman. They were seeking refuge. Creștinii aceștia căutau un loc de refugiu. In the book of Acts, Aquila and Priscilla had to leave and seek refuge. Și în Cartea Faptelor, Aquila și Priscila au fost oameni care au fugit din calea persecuției. Now, our scripture reference from the Gospel of Matthew refers to Joseph and Mary and Jesus. Pasajul pe care l-am citit la început din Evanghelia după Matei face referire la Domnul Iisus Hristos și la familia sa. They had to flee to Egypt because they were going to be persecuted or the child Jesus' life was threatened. Ei au trebuit să fugă în Egipt pentru că altfel familia și pruncul Iisus ar fi fost sub un mare pericol. You see, Jesus was a refugee. Iată că Domnul Iisus însuși a fost un refugiat.
And the Lord himself was subject to persecution and had to take the refugee highway. Și Domnul Iisus însuși a fost ținta persecuției și a trebuit să găsească o scăpare din postura aceasta de refugiat. This refugee highway looks much different. Și această cale de refugiu, mai ales în vremea aceea, era cu mult mai dificilă decât ceea ce înseamnă în zilele noastre. You've all seen pictures of the raft floating in the Mediterranean. Cu toții ați văzut la știri imagini cu bărcile acestea pneumatice care plutesc în derivă pe Marea Mediteraneană. I've heard second-hand reports of Christians that were in the raft. Au fost persoane care mi-au relatat despre unii creștini care se aflau în astfel de bărci. That if the raft was sinking, și când se întâmpla că barca era gata să se scufunde, or there was trouble for whatever reason, sau lucrurile erau în pericol și nu mai știau ce să facă, the first ones thrown out of the raft would be the Christians. Primii care erau azvârliți în apă erau creștinii. Our brothers and sisters in Christ. Frații și surorile noastre în Hristos. So, așadar, we've set this up understanding refugee and refuge. Am căutat să definim pentru început, să avem o înțelegere a ceea ce înseamnă refugiat și ce este un refugiu, un loc de refugiu. What are our takeaways in our meeting tonight and as we share together? Care trebuie să fie poziția noastră? Ce ne așteaptă pe noi în seara aceasta în timp ce discutăm despre subiectele acestea? First, mai întâi de toate, refugees and internally displaced people are involuntarily removed from their homes and country. Trebuie să reținem că refugiații și persoanele care sunt dislocate din locuința lor sunt dislocate, sunt mutate în mod involuntar, împotriva propriei lor voințe. These men and women, children as well, and half of all the refugees are children and women. Persoanele acestea și cea mai mare parte dintre refugiați sunt copii și femei. They're forced to leave behind their homes, their possession, their family, and they are without anything. Sunt forțați să lase în urmă casele lor, averile lor, tot ceea ce ei au să părăsească. Lord help us and Lord help them. Doamne, ai milă de ei și ai milă și de noi. They barely have time to put a suitcase together. Mulți dintre ei abia mai au timp să-și adune câteva lucruri într-o valizoară. The pictures you are viewing, imaginea pe care o vedeți, are taken by Assemblies of God missionaries in Macedonia and Greece. Este o fotografie făcută de o familie de misionari Assemblies of God care lucrează în Macedonia și în Grecia. And part of our mission, like I know, would be part of the mission of APME. Și o parte din lucrarea noastră, și știu că și APME consimte la această misiune, is to serve. Este să slujim. We serve mankind. Noi vrem să slujim omenirea. We serve mankind in different ways. Să slujim omenirii în diverse roluri. We serve them with the gospel. Îi slujim pe oameni aducându-le evanghelia. And we serve them with practical helps. Și slujim aducându-le și oferindu-le un ajutor din punct de vedere practic. There is no bifurcation between compassion and the compelling of the gospel. Și nu trebuie să vedem niciodată o separare între a arăta dragostea și a vesti evanghelia. I think a few years ago, remember during the Kosovo war, cu câțiva ani în urmă, îmi amintesc din perioada când era încă războiul în Kosovo. When 1 million refugees left Kosovo into Albania, Macedonia and Montenegro. Pe atunci, 1 milion de refugiați au plecat din Kosovo în Albania, în Montenegro. Și în Muntenegru. And one of our personnel in Albania. O persoană care lucra în echipa noastră în Albania had a prophetic experience, a revelation from the Lord. A avut o descoperire profetică din partea Domnului. Aren't you glad you're Pentecostal? Nu e așa că e minunat că suntem pentecostali? I am so glad I'm Pentecostal. Mă bucur așa de mult că fac parte dintre pentecostali sau carismatici. Whatever you want to label it. Sau orice etichetă mai poartă. But we're in touch with the Holy Spirit. Dar e bine să fii în legătură cu Duhul Sfânt. Before that Kosovo crisis took place. Înainte ca să se petreacă această criză în Kosovo. Our missionary outside of Tirana, Albania, rented a warehouse. Misionarii noștri care lucrau în Tirana, în Albania, au cumpărat undeva în afara orașului un teren mare și un depozit. Put bedding in it. Au așezat acolo paturi.
and put all kinds of utensils for cooking and everything else. Și tot felul de ustensile de bucătărie pentru pregătirea hranei. And when the refugees started fleeing. Și mai târziu când a început criza umanitară și au început să vină refugiații. Came into that little city in Albania. Their setup was already, a refuge was already there. Oamenii aceia au ajuns la marginea orașului în Albania, unde deja toate lucrurile erau pregătite pentru ei. The mayor of the city was so impressed, he made him in charge of all the refugees coming into that city. Primarul orașului a fost așa de încântat, de impresionat de ceea ce a văzut, încât l-a pus pe misionarul nostru să coordoneze toată acțiunea de sprijin a refugiaților. Because as believers, we can provide a refuge for refugees. Pentru că noi creștinii suntem în măsură și trebuie să oferim un refugiu pentru acești oameni. During that same war, în timpul aceluiași război, one of our families from the United States went back into Kosovo with the refugees when they were allowed to return. O familie care acum se afla în Statele Unite a putut să se întoarcă și să lucreze cu refugiații. And they lived there with them. Și au trăit acolo, au trăit între refugiați. It was difficult living conditions. A fost dificil să trăiască alături de băștinașii aceia. Lack of electricity. Nu era electricitate. Lack of water. Nu aveau apă. Lack of heating. Nu era căldură. And so, lack of goods in the store. Pur și simplu magazinele erau goale. So one day the husband was in the store buying some goods. Într-o zi soțul s-a dus la magazin și cumpăra ce mai putea de acolo. Because it's a Muslim society, usually the men are the ones that are out. Și fiind o zonă islamică, în general bărbații merg în societate, merg să facă cumpărăturile. He was standing in line. Și bărbatul acesta era așezat la rând. Conversing with the cashier in Albanian language. A intrat în discuție cu casierul și casiera respectivă vorbea în limba albaneză. And the man behind him tapped him on the shoulder. Și bărbatul care era în spatele său l-a atenționat pe umăr. He says, "You're speaking Albanian." Și a spus, "Dar tu vorbești albaneză?" He says, "Yeah, I know, I live here." Și el a spus, "Da, eu vorbesc albaneză pentru că locuiesc aici." The man tapped him on the shoulder again. Bărbatul l-a bătut iarăși pe umăr. He says, "But you're speaking Albanian." Și a spus, "Da, dar tu vorbești în albaneză." He says, "I know, I live here." Și a spus, "Da, eu vorbesc albaneză pentru că locuiesc aici." He says, "But you have to understand, you're American." Și a spus, "Da, dar tu ești american," i-a zis omul. "And you're speaking Albanian." Și tu vorbești albaneză? Well, if you speak three languages, you're trilingual. Dacă vorbești trei limbi, se spune că ești poliglot. If you speak two languages, you're bilingual. Dacă vorbești două limbi, se spune că ești bilingv. If you speak one language, you're American. Și dacă vorbești o singură limbă, se zice că ești american. So he was pretty amazed. Omul ăsta era foarte impresionat. And He was the disc jockey at a radio station. El era un DJ la o stație radio. That reached 90% of Kosovo. O stație de radio care era auzită în 90% din teritoriul statului Kosovo. 2 million Muslims lived there. 2 milioane de musulmani locuiesc acolo. He asked him to come on to his radio show. L-a invitat pe fratele respectiv să participe la show-ul său la radio. And it was from 10 o'clock at night to 1 o'clock in the morning. Show-ul ăsta ținea noaptea de la ora 10 până dimineața la ora 1. And for the 3 hours, he was able to share the gospel of Jesus Christ with the whole country. Și timp de 3 ore, fratele nostru a putut la radio în vremea aceea să împărtășească Evanghelia lui Iisus Hristos. The refuge of finding refuge in Jesus. Refugiul nostru, în primul rând, este că am găsit noi înșine un refugiu în Iisus. As believers, we need to remember that refugees have no choice but to leave. În calitate de credincioși, trebuie să înțelegem situația în care se află oamenii aceștia. Ei nu au opțiune. Trebuie susiliți să părăsească locuința lor. They're very vulnerable. Sunt oameni foarte vulnerabili. And a lot of unscrupulous people want to take advantage of them. Și sunt mulți oameni lipsiți de scrupule care nu fac altceva decât să încerce să profite de situația lor nefericită. So involuntarily they leave home. Deci oamenii aceștia în primul rând părăsesc căminul lor în mod involuntar. Second. În al doilea rând. Many see the refugees and internally displaced people as unwelcomed in their context. Mulți oameni privesc la acești refugiați, la acești oameni dislocați din regiunea lor, ca la niște oameni nedoriți, niște oameni care nu sunt bineveniți în noul context. And often refugees encounter inhospitable environments. Și de aceea adeseori refugiații sunt întâmpinați cu un mediu neospitalier. Especially nowadays, refugees arouse suspicion in people. În mod deosebit, în zilele noastre, refugiații în mod automat stârnesc suspiciune între oameni. People are afraid of what they don't know.
Oamenilor le este teamă de ceea ce nu cunosc. And people, because of all the terrorism, have fear. Și din pricina terorismului în special, oamenilor le este frică. It is important for us as believers in Jesus Christ. De aceea pentru noi în calitate de credincioși ai Domnului Iisus Hristos. It's important for us as a mission. Și în calitate de misionari este important. To recognize this and not be swept away in the frenzy. Să recunoaștem și să nu ne lăsăm purtați și noi în același val, în aceeași atitudine, and in the fear of people. În aceeași frică față de oamenii respectivi. But we need to remain true to our values and our biblical worldview. Și trebuie să căutăm să rămânem credincioși valorilor noastre și a adevărului biblic pe care îl împărtășim. You see, we are citizens of two places. Noi suntem cetățeni în două locuri. We have a citizenship here on earth. Avem o cetățenie aici pe pământ. But we have a citizenship in heaven. Dar de asemenea, noi avem o cetățenie sus în ceruri. And for believers. Și în calitate de credincioși. Our citizenship in heaven supersedes our citizenship here on earth. Cetățenia noastră cerească este mult mai importantă decât cetățenia pe care am dobândit-o aici pe pământ. Here's what the scripture says in Exodus chapter 22 and verse 21. Iată ce spune Scriptura în Exod în capitolul 20 cu 22 cu 21. You must not wrong a foreigner nor oppress him, for you were foreigners in the land of Egypt. Could be on the screen there. Okay. Să nu chinuiești pe străin și să nu-l asuprești, căci și voi ați fost străini în țara Egiptului. And Jesus said in Matthew 25. Și Isus a spus de asemenea în Matei 25. I was hungry and you gave me something to eat. Căci am fost flămând și mi-ați dat de mâncare. I was thirsty and you gave me something to drink. Mi-a fost sete și mi-ați dat de băut. I was a stranger and you invited me in. Am fost străin și m-ați primit. Wow. Wow. We need to remember this kind of history, biblical history. Trebuie să ne amintim aceste episoade din istoria biblică. And we need to remember as believers in Jesus Christ. Și în calitate de credincioși în Domnul Iisus, trebuie să ne amintim aceste. As believers in Jehovah God. Ca unii care ne-am pus încrederea în Jehova Dumnezeu. That we have always in our history been persecuted. Trebuie să ne amintim că în toată istoria credinței, creștinii au fost oameni persecutați. From Abraham and other Old Testament saints to Jesus in the New Testament. De la Avraam până la sfinții Noului Testament, până la Domnul Iisus. To our ancestors in the faith. Până la strămoșii noștri în credință. Many of us were refugees. Mulți dintre noi am avut postura de refugiați. Our forefathers were refugees. Poate strămoșii noștri au fost refugiați. I can't help but think of Count Zinzendorf. Nu pot să nu-mi amintesc în contextul acesta de contele Zinzendorf. He was born into Austrian nobility. El s-a născut în clasa nobililor din Austria. But he was a very pietistic man. His însă family was. Era un om și familia sa era o familie foarte pietistă. And when he was 21 years old, he worked in Dresden, Germany. La vârsta de 21 de ani, lucra în orașul Dresda din Germania. But he had a heart for persecuted believers. Însă inima sa era foarte apropiată de creștinii care erau persecutați. And so he founded a community called Herrenhut. Și în situația aceea a fondat o comunitate care s-a numit Herrenhut. And that literally means the Lord's watch. Și Herrenhut însemna paza Domnului. He founded it in 1721. A înființat această comunitate în anul 1721. And by 1726 there were 300 Moravians gathered there in that community. Și până în anul 1726 300 de moravieni locuiau și trăiau acolo în comunitatea respectivă. Well, what happens when you get 300 Christians together? Ce se întâmplă când 300 de creștini sunt adunați, trăiesc într-o singură comunitate? You have problems. Apar probleme, nu-i așa? That's what he had in that community. Cel puțin aceasta a fost situația în care se afla Zinzendorf. So he visited at each home. El s-a dus să viziteze pe fiecare în casele lor. They started a prayer meeting. Și au pornit acolo o mișcare de rugăciune. And in August of 1726, that prayer meeting
expanded where the Holy Spirit fell. În anul 1726, în luna august, Duhul Sfânt s-a pogorât peste întâlnirile acelea de rugăciune și lucrurile efectiv au explodat. And eyewitnesses said they didn't know whether they were in heaven or on earth. Martorii oculari descriu evenimentul acela și spuneau: nu știam dacă mai suntem pe pământ sau am ajuns în ceruri. 2 weeks later. 2 săptămâni după aceea. 24 men and 24 women. 24 de bărbați și 24 de femei. Covenanted together to pray 24 hours a day. S-au legat printr-un legământ că se vor ruga unii după alții în rotație în fiecare oră din zi. Each covered 1 hour. Fiecare și-a luat câte o oră pentru rugăciune. That began a prayer meeting that lasted 100 years. Acea mișcare de rugăciune pornită de Zinzendorf a durat 100 de ani fără întrerupere. 100 years. 100 de ani. And out of that Herrnhut community. Și din comunitatea Herrnhut, that was filled with discord, care înainte fusese dezbinată, that the Holy Spirit brought in one accord, pe care Duhul Sfânt a adus-o în învoire, în unitate, they sent out 226 missionaries. De acolo au trimis 226 de misionari. You read the reports. Și ați citit mărturiile lor. They were so passionate about missions. Oamenii aceia aveau o asemenea pasiune pentru misiune. That a man by the name of Dober. Încât unul dintre ei, un bărbat pe nume Dober. And Nietzschmann. Și cu Nietzschmann. One was a potter. A potter, you know, he formed. Okay, primul dintre ei era un olar. And one was a carpenter. Și celălalt era tâmplar. They literally sold themselves into slavery to preach the gospel in the Caribbean islands. Bărbații aceștia literalmente s-au vândut pe ei înșiși ca sclavi ca să poată să ajungă pe insulele Caraibe ca acolo să predice evanghelia între sclavi. You look at the history of refugees. Citim astăzi, ne uităm la istoria refugiaților. And some of the most creative things in the world that have happened is because countries have provided a refuge and Christians have provided a refuge. Astăzi for refugees. Sunt mărturii niște lucrări extraordinar de creative, de inovative, pe care credincioșii și bisericile au fost în stare să le dezvolte între acești refugiați. Let me share just a few stories with you. Vreau să vă împărtășesc câteva astfel de relatări. There was a man from Syria from a Christian background. Era un bărbat din Siria care provenea dintr-un mediu creștin. He had a son that had cancer, 11 years old. Avea un fiu de 11 ani care era bolnav de cancer. They made their way on the refugee highway. Au reușit cumva să intre și ei pe ruta aceasta a refugiaților. They got to Macedonia. Au ajuns în Macedonia. They were in the camp in Macedonia. Se aflau în tabăra de refugiați din Macedonia. It's pretty much chaos. Un loc plin de haos. Our missionaries, our personnel on the ground met them and began ministering to them. Misionarii noștri, personalul pe care l-aveam acolo în zonă, au cunoscut această familie și au început să le slujească. This man applied for asylum in Macedonia but didn't get it. Bărbatul acesta inițial a cerut să primească azil în Macedonia, însă i s-a refuzat cererea de azil. So he said, I've got to get to Sweden. Așa că și-a zis, trebuie să încerc să ajung în Suedia. My son needs to see good doctors. Fiul meu are nevoie de medici buni. So our missionaries prayed with them. Misionarii noștri s-au rugat cu familia. Prayed for safe travel. S-au rugat pentru o călătorie în siguranță. And prayed for healing for the son. Și s-au rugat pentru vindecarea băiatului. 3 weeks later, when they received a phone call from the man in Sweden. După 3 săptămâni, au primit un telefon de la un bărbat din Suedia. He said, "Good news, we made it." Le-a transmis, le-a zis prin telefon, vești bune am pentru voi, am reușit să ajungem aici. I've taken my son to the oncologist. Și l-am dus pe fiul nostru la un oncolog. He is cancer free. Și oncologul a spus că nu mai are deloc cancer. To God be the glory. Toată slava să fie a Domnului. In December, in Vienna, Austria. În decembrie, în Austria, în Viena. At the International Church there. La Biserica Internațională din Viena. They had a Christmas program. A fost un program special de Crăciun. There's a large camp just outside of Vienna in Traiskirchen. La ieșire din Viena, în Traiskirchen, este o tabără mare de refugiați. About 100 people attended. Vreo 100 de persoane au participat de acolo la programul bisericii. 25 stepped forward and gave their hearts to Jesus Christ. 25 dintre refugiații aceia care erau musulmani au pășit la sfârșit în față și și-au predat viața Domnului Isus. Now they have their own worship service and there are 150 former Muslims worshiping at that
center. Acum există un program special al refugiaților în cadrul programelor din biserica aceasta. And how many of them are? 150. Și sunt 150 de refugiați care acum fac parte din biserica aceasta. Toată slava să fie a Domnului pentru asta. I could go on and on and tell you stories. Și aș putea la nesfârșit să vă relatez astfel de istorii. Satan and the enemy means for evil. Întotdeauna trebuie să știm că atunci când diavolul, când vrăjmașul intenționează să facă ceva rău, God can turn it to good. Dumnezeu poate să sucească lucrurile spre bine. Places in the world where it's so difficult to share the gospel. Multe regiuni din lume unde era foarte dificil să împărtășești evanghelia. Where visas are so difficult to get. Unde era aproape imposibil să obții o viză. For whatever reason. Din tot felul de motive. For whatever purposes. Din tot felul de scopuri. In history. În de-a lungul istoriei. It is our time. Acum au devenit șansa noastră. To be able to share the gospel with peoples that have never had the opportunity of hearing the gospel of Christ. Putem acum să împărtășim evanghelia lui Isus Hristos cu acei oameni care niciodată în istorie n-au putut să fie expuși la mesajul evangheliei. It is our moment as the Church of Jesus Christ. E momentul nostru al bisericii Domnului de astăzi. It is our moment as a missions movement. E momentul nostru ca mișcare misionară. It is our moment as believers. E momentul nostru în calitate de credincioși. We stand as it was said that God raised me up for such a time as this. Noi am fost ridicați de Dumnezeu, așa cum spune și în Scriptură, Dumnezeu ne-a ridicat, ne-a înălțat pentru o vreme ca aceasta. I think about the people that may be brought into our lives or into lives of people we know. Mă gândesc la oamenii pe care Dumnezeu i-a adus în viața noastră sau în viața altora pe care îi cunoaștem. God has a divine purpose for this. Dumnezeu are un plan divin dincolo de evenimentele acestea. And that's that they hear Jesus Christ can save them from their sins. Pentru ca oamenii aceia să poată să audă mesajul că Iisus Hristos îi poate elibera de sub păcat. Let me tell you one more story. Vreau să vă mai împărtășesc o istorioară. I was in the country of Jordan. Mă aflam în Iordania. I was on the northern border with Syria. Eram în partea nordică unde se învecinează cu Siria. I was with the superintendent of the Pentecostal Assemblies of God there. Eram împreună cu președintele organizației Bisericile lui Dumnezeu din zonă. We were going up to visit a small little church of around 50 members. A small church with 50 members. Urma să vizităm o bisericuță mică cu vreo 50 de membri. And we drove up there. It took 2 or 3 hours. Am călătorit până acolo. A durat 2-3 ore distanța. And the church was on the main street, but in the basement. Biserica era undeva într-o clădire pe strada principală, dar se aduna în demisol. They were renting this facility. Închiriaseră spațiul respectiv. The walls were plaster, but coming down because they were wet. Zidurile erau tencuite, dar tencuiala cădea din pricina umidității. The chairs were torn and not very good shape. Scaunele erau uzate, nu mai arătau deloc bine. There were pillars scattered throughout because it was the basement, so there were a lot of erau mulți stâlpi de susținere pentru că erau la demisol și stâlpii aceia nu arătau bine. We worked our way in through a crowd of 200 people into the church. Ne-am făcut cumva loc să mergem printr-o mulțime de 200 de oameni care se adunaseră în subsolul respectiv. And there we saw the 50 members putting together packages to distribute for refugees. Și acolo am văzut cum cei 50 de membri prezenți au început să dăruiască pachetele, să alcătuiască pachetele pe care să le distribuie apoi în rândul refugiaților din zonă. Churches in America provided the funds and the members put all of that together. Bisericile din America le-au oferit banii și membrii acum alcătuiau acele pachete pentru ca să le poată distribui. It was a beautiful sight. A fost o imagine foarte plăcută. And it came time for them to invite people to come in. Mai târziu a fost momentul în care s-a făcut o invitație pentru cei care vor să vină în față. You may be asking yourself, how did these 200 people know to come to that church? Poate vă întrebați, de unde au știut cei 200 de oameni să fie prezenți la întâlnire din seara respectivă? It's a very interesting methodology. Au o metodă foarte interesantă. It's called texting. Folosesc SMS-urile. All of the refugees have mobile phones. Toți refugiații au totuși telefoane mobile astăzi. They buy these little cards with so many minutes on it. Cumpără niște cartele care au câteva minute pe ele.
And the UN or the agency that is helping them will give the numbers to the church and they will text them and say, come on this day at this time. Și Națiunile Unite sau organizațiile care se ocupă de refugiați dau bisericii și celorlalte organizații numerele de telefon ale refugiaților pentru ca să-i poată invita la aceste evenimente unde le dau hrană și ajutor spiritual. And so they're there, so they received them. Așa că oamenii au venit și au fost primiți. And the members of the church stood on one side and another side and made like a place for them to walk right through. Membrii bisericii s-au așezat de o parte și de alta și au făcut așa un culoar pe care refugiații să poată să se deplaseze. One side had a cookie. Pe de o parte era cineva care le dădea o prăjitură. And the other side had a cup of Turkish coffee. Pe de altă parte li se oferea o cafea. Turkish. Boom. Cafea turcească. Important. And they said, "Welcome." Și le spuneau, "Bun venit." You are welcome. Ești binevenit. You are welcome. Ești binevenit. I watched them come in. M-am uitat cum vin înăuntru. Ladies on one side. Doamnele erau într-o parte. Men on the other side. Bărbații de cealaltă. Pastor got up front. Pastorul s-a ridicat pe platformă. Said, "You are welcome here." Și le-a spus tuturor, "Sunteți bineveniți aici." That I want to tell you why we are doing this. Și a zis apoi, vreau să vă zic de ce facem lucrul ăsta pentru voi. What our motivation is. Ce ne motivează? He says, I know you know you're in a church. Știu că sunteți conștienți de faptul că vă aflați într-o biserică. And some of you may not feel comfortable to hear me talk to you. Și poate unora nu vă cade prea bine că un păstor s-a ridicat să vă vorbească. If you want to step outside for the next 10-15 minutes, that's okay. Dacă vreunul dintre voi e deranjat și vrea să iasă afară cât vorbesc eu 10-15 minute, puteți să ieșiți. After I'm done, you can come back in and you'll get your package. Și după ce termin de vorbit, puteți să reveniți și o să primiți și pachetul de hrană. There's no problem. Nu e niciun deranj pentru mine. But we want to tell you why 50 people have spent the whole day here preparing these packages. Dar aș vrea totuși să știți de ce astăzi toată ziua 50 de oameni au petrecut-o aici pentru ca să gătească această hrană and pentru voi. For 15 minutes the pastor shared about the love of Jesus. În următoarele 15 minute pastorul a vorbit despre dragostea lui Isus Hristos. The motivation for all of us. Motivația care ne mișcă pe toți. To share the hospitality of heaven. Să împărtășim și să arătăm ospitalitatea cerească. And those people that probably have never ever ever heard that Jesus can save them from their sins. Și oamenii aceia care probabil niciodată în viața lor nu au auziseră faptul că Isus îi poate scăpa de păcat. Presentation of the gospel. Au putut auzi o prezentare foarte clară a mesajului Evangheliei. The seed was scattered. Sămânța a fost împrăștiată. Who knows where the fruit will be? Și cine știe când va fi momentul când roada va fi culeasă? The book of Hebrews reminds us of something very important. În cartea Evrei ni se amintește ceva foarte important. It says, do not forget to show hospitality to strangers. Să nu dați uitării primirea de oaspeți. For doing so, people have shown hospitality to angels. Căci unii prin ea au găzduit fără să știe pe îngeri. And didn't know it. Și n-au știut. We need to remember that these strangers are seeking refuge. And need hospitality. Trebuie să ne amintim că străinii aceștia caută un refugiu, caută un loc în care să fie întâmpinați cu ospitalitate. And my third point. Și al treilea punct. There is one inescapable truth. Este un adevăr de care nu ne putem ascunde. As believers who reach out to these needy, vulnerable people. În calitate de credincioși care vrem să oferim ajutor acestor oameni vulnerabili. Although we're very empathetic and sympathetic, we will share in their pain. Dacă avem simpatie sau empatie față de ei, vom căuta să le fim părtași în durerea lor. We can also share Jesus. Și atunci, de asemenea, putem să le împărtășim și pe Domnul Iisus. Possibly for the very first time. Cel mai probabil, oamenii aceia vor auzi pentru prima oară despre Iisus de la voi. We can share our brotherly love with the minority of Christians that make it out. Avem șansa să împărtășim despre dragostea Domnului Iisus unor creștini care fac parte din grupuri minoritare. See, we can minister to both. Putem să le slujim tuturor. To the believer. Să îi ajutăm pe creștinii care sunt între ei. To the non-believers. Și de asemenea necredincioșilor care sunt refugiați. Putem să slujim ambelor grupuri. When we work together. Când noi lucrăm împreună. And that's the beautiful thing about having partnership. Și asta este frumusețea parteneriatelor. That we can work together. Noi putem lucra împreună. For the good of the kingdom of God. Putem lucra împreună pentru binele împărăției lui Dumnezeu. And for the glory of God. Și pentru slava lui Dumnezeu. So I would ask our
I would ask us several questions this evening. Aș vrea ca să ne punem câteva întrebări în seara aceasta. Probably questions that have gone through your mind already. Poate că unele dintre ele deja v-au trecut prin gând. How can I possibly provide a refuge? Cum aș putea să ofer ajutor unui refugiat? What can I do about the horror of the situation in Macedonia or Greece? Ce aș putea să fac eu cu privire la situația oribilă care este astăzi în situația groaznică din Macedonia, din Grecia? Allow me to share a couple practical things. Dați-mi voie să vă ofer câteva sugestii practice. And I'm so thankful for Romania. Sunt foarte recunoscător pentru România. I've been coming here since, let me see, 1990. Am venit prima oară în România, cred că în 1990. And have seen your passion for God. Și am văzut de atunci pasiunea voastră pentru Domnul. And your passion for prayer. Pasiunea pentru rugăciune. And I would call upon us to pray. Și aș vrea să vă chem la rugăciune. I would call upon us to pray for our missionaries. Să vă chem la rugăciune pentru misionarii noștri. For national churches here in Europe. Pentru bisericile care sunt în diferite națiuni din in Europa. In the Middle East and also in Africa as pentru well. Pentru bisericile din Orientul Mijlociu, bisericile din Africa. Pray for refugees that are Christians. Să ne rugăm pentru refugiații care sunt creștini. We are to do good of to them that are of the household of faith. Trebuie să facem bine tuturor oamenilor, mai ales fraților în credință. But pray for those that are not Christians as well. Și apoi să ne rugăm și pentru cei care nu sunt din casa Domnului. Pray for those that are stuck on the border of the European Union. Să ne rugăm pentru cei care sunt blocați în afara granițelor Uniunii Europene. Pray for officials in government. Să ne rugăm pentru autoritățile din guverne. Pray for the UN High Commission on Refugees. Să ne rugăm pentru Comisia pentru Refugiați a Națiunilor Unite. And I have a special request. Și mai am o cerință specială de rugăciune. Would you pray? Aș vrea să vă rugați. For the leaders of ISIS. Pentru liderii organizației ISIS. Of Al-Qaeda. Al-Qaeda. Of the Shining Path. Calea strălucitoare, Shining Path. Of Boko Haram. Boko Haram. Would you pray for those leaders that Jesus would reveal himself? Rugați-vă ca acelor lideri Domnul Iisus Hristos să li se descopere. And that they would turn around and give their heart to Jesus Christ. Oamenii aceia să se întoarcă la Domnul și să-i dăruiască lui viața lor. In the first century, the greatest terrorist the church knew. În primul secol al bisericii, cel mai mare terorist pe care l-a cunoscut biserica, cu care a avut de-a face biserica. He witnessed the death of a saint. Care a fost de față atunci când primul martir a fost ucis. So impressed him. Și omul acesta totuși a fost atât de mișcat. Inima sa s-a deschis apoi. And on a road to a city to persecute Christians. Și într-o călătorie înspre o cetate unde voia să-i persecute pe alți creștini. Jesus revealed himself to Saul. Iisus s-a descoperit pe sine însuși lui Saul. And Saul. Și Saul a devenit Pavel. Can you believe with me? Ați putea să vă alăturați să mi vă alăturați în credință? That a modern day Saul could become a modern day Paul. Să credem că astăzi în zilele noastre un Saul acestor zile poate să devină un Pavel al zilelor noastre? That the greatest terrorist on this planet could become the greatest gospel evangelist. Și un mare terorist din lumea noastră să devină un mare vestitor al Evangheliei? Could you pray with me for that? Putem să ne rugăm împreună pentru aceasta? Amin. Secondly, we can give. De asemenea, putem să dăruim. We could give funds to help provide food, clothing, putem medicine, să oferim bani hygienic. Pentru a se cumpăra medicamente, îmbrăcăminte, medicamente, produse de igienică. Good. We can volunteer. We can give of ourselves. Putem să ne oferim voluntari, de asemenea să ajutăm noi înșine. There could be connections with other agencies that you could go into these camps and you could help out. Putem să intrăm în legătură și cu alte organizații, cu alte agenții și să pătrundem în aceste tabere unde personal să oferim ajutor. And you can give to help equip your missionaries that you send out. Și de asemenea poți să dăruiești. Internally displaced people. Poți să dăruiești pentru a echipa, pentru a oferi mai multe resurse misionarilor voștri care deja sunt acolo pe teren și oferă ajutor refugiaților. The third thing you can do. Un al treilea lucru pe care îl puteți face. Pe care îl putem face cu toții. In our daily conversations we can share our Christian values.
În fiecare zi putem să luăm parte la discuții cu tentă politică, de exemplu, despre ceea ce se întâmplă între refugiați, și discuțiile acestea sunt destul de tensionate astăzi. We can take what we've learned this evening and apply it in our circles of friendships. Putem să luăm inclusiv informațiile pe care le-am primit în seara aceasta și să le folosim în conversațiile cu prietenii noștri. Because maybe in your circle of friendship. Pentru că e probabil că și în mediul vostru de prieteni. There was someone with influence that can talk to officials. Există și acolo oameni cu influență care pot să se adreseze unor lideri sau să vorbească în alte biserici. Or dispel fear. Și să ajute să împrăștie frica. Or maybe in your circle there's that friend who has a friend who has a friend that they can influence. În cercul vostru e un prieten care are un prieten care are un prieten influent. We can do that. Putem să folosim influența noastră. I close with this story. Vreau să închei cu o istorioară. It's from the Second World War. Este din perioada celui de-al doilea război mondial. There was a man from the United States Army by the name of Roddy Edmonds. A fost un bărbat din Armata Statelor Unite pe nume Rodney Edmonds. 70 years after his role in the Battle of the Bulge. După 17 ani când a participat la ofensiva din Ardeni, he received a Medal of Honor from the Nation of Israel. Omul acesta a primit o medalie de onoare din partea statului Israel. Because he was able to save 200 Jewish lives. Pentru că el a contribuit la salvarea a 200 de evrei din calea Holocaustului. You see, he was captured and was in a German prison camp. Omul acesta la un moment dat a fost capturat și a ajuns într-o închisoare nemțească. He was there with 1,000 other men. Era înconjurat de alți 1,000 de prizonieri, bărbați. And he was the highest ranking non-commissioned officer. Și el avea rangul cel mai înalt dintre ofițerii care fusese arestați. The commandant of that camp ordered all 1,000 men to stand out in a line. Comandantul acelui lagăr a cerut ca toți bărbații să se ridice și să se așeze într-o linie. He then ordered the Jewish believers to step in front of that line so he could identify them. După aceasta a dat porunca ca din tabăra respectivă credincioșii iudaici, evrei, să se separe, să vină în față pentru ca să fie remarcați. Roddy Edmond ordered all 1,000 men to step forward. Roddy Edmond, care era cel mai înalt în grad dintre prizonieri, a dat porunca ca toți bărbații să se deplaseze și să facă un pas în față. The commandant said, they can't all be Jews. Și comandantul a spus, nu se poate că toți ăștia sunt evrei. But Roddy Edmonds replied, însă Rodney Edmond a replicat, we are all Jews. Noi toți suntem evrei. The commandant pulled out his Luger. Comandantul și-a scos pistolul. Put it at his head, Roddy Edmonds' head. L-a pus la fruntea lui Rodney Edmond. And said, I'll ask you one more time. Și a zis, te mai întreb o singură dată. To tell the Jews to step out in front so I can identify them. Îți cer să le spui evreilor din rândul vostru să facă un pas în față pentru ca să-i putem deosebi. Or I will shoot you on sau the spot. Sau am să te împușc aici pe loc. Rodney Edmonds said, if you shoot, și omul acesta a răspuns, dacă veți apăsa pe trăgaci, you will have to shoot us all. Va trebui să ne împușcați pe toți. We are all Jews. Pentru că noi toți suntem evrei. And the commandant yielded and didn't do anything. Comandantul n-a făcut decât să mai răcnească o dată, dar n-a apăsat pe trăgaci. We have looked at Matthew chapter 2. Am învățat din Matei capitolul 2. We've talked about Jesus being a refugee. Despre faptul că Iisus însuși a fost refugiat. Like Roddy Edmonds, who stood and said, "We are all Jews." Asemenea lui Rodney Edmonds, care s-a ridicat și a spus, "Toți suntem evrei." In a very real sense. Într-un adevărat sens al cuvântului. We are all refugees. Noi toți suntem refugiați. Peter says. Petru ne spune. That all believers. Că toți credincioșii. Are strangers. Sunt străini. And temporary residents, și călători, exiles and aliens in this world. Sunt niște străini, niște exilați în lumea asta. And I could add the word refugee. Și acolo am putea să adăugăm în egală măsură cuvântul refugiați. The world, this world is not our home. Lumea aceasta nu e casa noastră. And the prince in the power of the air is out to kill, steal
and destroy it. Și prințul puterii văzduhului nu caută decât să fure, să junghe și să prăpădească. In a very real sense. Și o face diabinerea. We are all refugees. Însă noi toți suntem niște refugiați. L-am urmărit împreună pe Greg Mantis, directorul executiv al organizației Assemblies of God, vorbind în cadrul conferinței de misiune Romiscon 18 de la Cluj. Tema mesajului lui a fost responsabilitățile sfinților față de străini și marginalizați și a pornit în această dezbatere din Matei capitolul 12, unde, după cum știți, Domnul Iisus Hristos însuși a fost un migrant. În speranța că emisiunile noastre sunt bine primite și vă fac plăcere, vă așteptăm cu bucurie și săptămâna viitoare, în aceeași zi, la aceeași oră. Și nu uitați, vestea bună este bună doar dacă sosește la timp.